Salutare și bine m-ați regăsit la o nouă zi de vlog. Astăzi nu intenționam să fac un video, dar s-a evit oportunitatea, așa că am să vă explic pe scurt câte ceva. Am cumpărat un nou cazan, o nouă troacă, avem în spate aici o insignia frumoasă, o insignia din 2011 de fapt, este diesel, e pachetul Mustang Cur Elite, cred că, dar e ăla chel, numai cu scaune electrice, în fine. Și da, am cumpărat-o ca un run and drive, adică se conduce, adică funcționează, dar ca orice altă troacă cumpărată de la Copart, am și uitat că trebuia să vă menționez acum câteva videoclipuri în urmă despre Copart, de acolo cumpăr mașinile, e o licitație în care cam oricine poate să cumpere mașini online. Sunt livrate și acasă, bineînțeles, contra cost. Cel puțin așa fac eu deocamdată. După aia am să găsesc pe cineva care să mi le livreze, acasă. Da. Bateria era moartă la fetița asta, când a ajuns la mine nu pornea deloc. Deși în anunț era ca run and drive, ca să știți ceva despre Copart, atunci când o cumpărați, e gata, e a ta, e problema ta după aia, nu mai poți să te plângi sau altceva. Și ce am descoperit eu e că atârna cureaua de auxiliare, am să vă arăt și acum, se vede și de aici. Curelușa asta care scârție dimineața când e umezeală și se aude scâr, 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 scâr. E așa și vine. Am pus-o la loc. Și nu am filmat atunci când am pus-o la loc, dar o să vă arăt cam ce vă trebuie să o puneți sau să o schimbați. Practic e una dintre cele mai ușoare lucrări pe care le puteți face la mașina voastră. Nu ca fiu eu expert, v-am spus. Deci dacă tot veni vorba și disclaimer, nu sunt mecanic, așa că nu faceți ca mine. Nu faceți ce vă spun eu. Eu doar arăt ce fac eu. Dacă vreți să urmați, e doar pe riscul vostru. După cum puteți vedea, da, e un pic umed aici. Mi se pare că are scurgere de ulei pe undeva, că și îmi zice în bord low oil pressure, adică presiune la ulei scăzută. Dacă vedeți aici, roticica asta mai micuță, e un tensiometru e ăla care măsoară tensiunea. Cum zice, rotița asta practic ține cureaua în tensiune. Vedeți, nu se mișcă. Mi se pare că e destul de bună. Nu știu dacă am să o schimb. Deși nu e foarte scumpă, e în jur la 14 euro un aftermarket. Nu una originală, dacă ați pe cu OEM. Văd că și filtrul, și căpăcelul la filtrul de ulei e un pic umed aici. Nu știu care e situația. Cam tot fundul, bottom-ul e umed de ulei. Da. Ziceam că vă explic cum o secundă. Da. După cum vă ziceam, vă explic cum să scoateți cureaua sau cum să o puneți înapoi dacă vreți să schimbați. Aveți nevoie de un 15, de un 15 mm, hai focusează, bravo. Și o cheie. O cheie cu clichet. Băgați aici frumușață. Ia să dăm. Hop. Și e clockwise, cum se mișcă ceasul. Dacă vă uitați cu atenție, în momentul când voi pune presiune pe cheie, acest hop între mai multă forță. E destul de... Ia uitați, se mișcă și eliberează tensiunea în... Eliberează tensiunea din curea. Și așa puteți scoate curea cu ușurință. Eu n-am să o scot momentan, de-abia am pus-o, dar da, se poate... Această operație se poate face și pe deasupra. Dar e puțin mai tight space-ul. Trebuie să scoateți filtrul de aer dacă vreți pe deasupra, dar mai ușor puteți scoate roata frumos și aveți acces mult mai mare. După cum puteți vedea, lipsește și
și contra aripa dinăuntru, puțin cam crustată, are crustă de rugină, pentru că da, stă de ceva timp, mașina o am de ceva timp. Și da, am reușit să o pornesc. E un lucru amuzant ce am crezut eu la Insignia. Bine, nu atinsesem deloc până acum. Când am scos roata, eu am crezut că asta e jantă cu totul. Dar de fapt ele e capac de plastic. Când am dat, zic, ce mă să ai capac de plastic? Mai văzusem jantele astea pe la alte modele și zic, bă, ce jante urâte, zici că-s jante de rezervă. Dar de fapt astea-s jantele, are ca la Tesla, capace de plastic pe deasupra. În fine, am reușit să pun cureaua la loc. I-am luat o baterie mică de pe altă mașină, de pe un alt proiect care urmează să-l... Cred că s-a văzut și în spate, dar nu contează. Cred că am video. I-am pus o baterie mică să o pot porni. Îi voi pune roata înapoi. Și da, cred că vreau să dau o tură cu ea, să văd cum merge. Să auziți și voi cât de urât se aude momentan. Și dacă aveți răspunsul la de ce se aude așa, se aude puțin cam mult prea rău, să-mi dați și mie un comentariu în secțiune de comentarii. Poate o rezolvăm împreună. Haide să-i dăm și ok acum, să vedem cum se aude. Acum se deschid ușa. Să vedem. Faruri automate. Zice capotica deschisă. Avem claciu apăsat, ambreiajul apăsat, iau claciu. M-am murdărit de toate alea la gură. E scoasă din viteză. Ia auzi cum se aude. Un pic ca un tractor, nu? Ia uitați ce frumos se învârte cu relușa. Păi a fost un easy fix. Dar să-mi spuneți voi dacă așa trebuie să se audă. Eu zic că nu. E un sunet foarte urât. Nu tremură motorul așa rău. Înseamnă că suportul motorului e bun. Ia atenție ce concluzie am tras eu acum. O să râdă mecanicii de mine. Dar mai înainte îmi spunea că presiunea la ulei e low. Nu știu ce să cred. Cred că era doar pus într-o parte, dar n-are cum. Are ulei, am verificat-o pe stick. Ia uita. Are ulei. E murdar, dar are. Ideea e că e cam udă pe aici, mai jos, pe la mijlocul motorului. Sper să nu fie garnitura de chiloasă. Am să o las să meargă. Acum se aude mai bine. Dar cel puțin prima dată când i-am dat cheie, bine, cred că și după mult timp, se auza destul de urât. Să o luăm la o tură o leacă. Sunt curios. Controlul tracțiunii mi-a dat stability. Deci controlul off. Cred că la controlul tracțiunii și probabil și un senzor ABS. Ultimul mi-a arătat un senzor ABS. Acum nu știu sigur care senzor ABS. Avem motorină. Na, nu e un interior cel mai urât.
Ați văzut, am zafira de toate zilele. Și am mai luat-o pe asta, mi se părea un easy fix, dar acum vom vedea. S-a tras una de mână. Într-o întâi intru un pic cam greu. 6 vitezuci. Acum. 6 frumos. Da. Ia să vedem dacă bag aer. Mut-o, hai. Îi dăm pe rece. Sunt curios. Chiar sunt curios. Ia să-i dăm direcția. Smecleu. Hai toate, ce facem? Nu? Nu vrei, nu? Asta. Bă, dacă bagi aer rece... Uleu! E mașină din 2011 după aia, nu? Dar păcat că pe Londra e ulez. Unde e cheiul ăla asta? Îmi prind urechile aici. Are... Mi se pare că are... Cum îi zicem? Cruise control. Și are și limiter. Dar vreau să-i dau... O cheie la asta aici. Stability track. Ok, am înțeles. Open the doors. Open the... De ce îmi zice, mă? Întâi să o deschid și după aia să o închid. Ok. That was weird. Ce am pus să-mi deschid un 154.000 de mile. Cred că pentru un dizelian nu e așa de mult. Nu? Voi ce ziceți? Ia să dăm o turică. Și-a plecat cazan. Senzor de parcare, drăguț. Drăguț, drăguț, drăguț. Ai, știi că asta e varianta cu 160 de cai. Da, se simte cu 160 de cai. Îmi zice că n-am centura pusă, dar sunt cartier aici. Așa că nu mă deranjează așa de rău. 160 de cai, se simte. Aleargă nebunica. Aici e următorul proiect. Îl avem în... La nebunii mei. Cam asta e insignia noastră, cam asta e și videoclipul pe astăzi. Și da, fraților, a fost una scurtă, am vrut să vă arăt un nou proiect și un easy fix. Cum să schimbați, sper că în fiecare videoclip învățăm ceva nou, și eu și voi. Așa că da, până data viitoare, știți deja, share, like,
abonare, apăsați clopoțelul să vedeți când postez noile videoclipuri. Sunt la început, din nou sunt la început, chiar dacă au trecut 3 ani de la primul videoclip. Și da, fraților, până data viitoare, v-am salutat!